Reguli noi pentru persoanele care merg la plaje. Ministrul Mediului, al Sănătății și al Economiei au căzut de comun acord să stabilească noile măsuri. Printre acestea se numără și menținerea unei distanțe de cel puțin 2 metri între persoane. Peste 90% dintre localitățile județului Constanța sunt în scenariul verde cu incidența cazurilor de sub 1,5 la mie de locuitori. Weekendul la mare a început cu ridicarea unor restricții și măsuri mai relaxate de petrecere a timpului liber. Restricțiile s-au ridicat atât pe plajă cât și în tot litoralul. Despre asta ce părere aveți? S-au ridicat, adevărat că lumea avea nevoie de mai multă libertate, dar totuși trebuie să fim atenți. Nu e de glumit cu boala. Eu am avut în familie și nu e de glumit cu boala. Nu e de glumit. Trebuie să ne ferim. Asta e important. Că așa să ne înghesuim peste tot și să zicem, vai, mie nu mi se întâmplă, nu se știe niciodată. Niciodată cui se întâmplă și e păcat. E păcat. E o boală, e un virus care a venit de unde a venit, care trebuie să-l tratăm ca atare. Ce să facem? N-avem să... E mondial, nu este numai la noi în țară. Asta e. Păi ce planul? Nepoții mi sunt pe salariu, eu sunt de la țară, am venit la femeia aici, am vândut avere acolo, am venit la ea aceea și sunt bătrân, 78 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc la fel și noastră, la fel. Ce să spun așa? Cine e tânăr, poate are condiții, le urez succes. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și prezintă regulile pe care oamenii trebuie să le respecte la plajă. De asemenea, operatorii economici sau administratorii plajelor trebuie să asigure măsuri de igienizare, de instruire a personalului în contextul specific pandemiei, de monitorizare permanentă a stării de sănătate a lucrurilor.